Războiul din Ucraina nu doar că pare fără sfârșit, dar pare că face și victime colaterale. Rușii au poziționat rachetele nucleare la granița cu Finlanda. Este a 96-a zi de război în Ucraina. Liderii Uniunii Europene se vor întâlni luni pentru a reitera sprijinul acordat Ucrainei, în timp ce forțele rusești intensifică atacurile pentru a cuceri un oraș cheie din Donbas, prioritatea principală acum a forțelor de invazie ale lui Vladimir Putin. Ucrainenii însă încă apără ruinele orașului, blocând o ofensivă masivă a Moscovei în tot Donbasul. De asemenea, Moscova a amenințat regimul de la Helsinki că va amplasa rachete atomice în zonă în cazul în care țara nordică va decide să adere la NATO. Convoiul cu rachete nucleare a fost filmat în timp ce se deplasa înspre orașul Vyborg, aflat la 40 de kilometri de granița cu Finlanda. Războiul ar trebui să nu se mai extindă, dar dacă Putin vrea, vrea, pentru ocuparea teritoriilor. Astăzi. Ce credeți că ar putea urma? Ce s-ar putea? Uite, al treilea război mondial. Că noi nu știm care cum ținem unii cu alții. Adică mă refer la țări. Noi nu știm. Nici cu NATO nu avem prietenie ca lumea. Părerea mea că nu se va extinde niciodată. Dacă s-ar extinde, s-ar termina lumea. Globul pământesc. Ar intra NATO peste ei. Ei nici de cum pe noi n-au cum să ne atace pe România și așa că vor sta pe loc. Putin e un om care nu gândește, vrea să omoare populația și nu cred că va rămâne aici și Ucraina va învinge. Eu zic că nu se va extinde. Președintele Rusiei Vladimir Putin a avertizat luni Occidentul că Rusia va răspunde dacă NATO va începe să consolideze infrastructura militară a Suediei și Finlandei, care au decis să se alăture alianței militare americane după invazia din Ucraina. Vladimir Putin, liderul Rusiei, încă din 1999, a declarat în repetate rânduri extinderea post-sovietică a alianței NATO spre est, spre granițele Rusiei, ca motiv pentru conflictul din Ucraina.